Care e povestea minunată de azi? Haideți să aflăm! Ea este Ellie. Ellie nu zâmbește pentru că i-a căzut dintele din față. La început se mișca puțin. Apoi s-a mișcat mai mult. Și apoi l-a împins puțin cu limba și a căzut. Și așa a apărut o gaură între dinții ei cei frumoși. Ellie nu vroia să fie prima din clasa ei cu dinte lipsă. Vroia să-și păstreze dintele. În acea noapte, în loc să pună dintele sub pernă pentru zâna măseluță, a dormit ținându-l strâns în pumn. Ellie dormea când zâna măseluță s-a uitat sub perna ei. O, Doamne, niciun dințișor! Iartă-mă, Ellie, pot să-ți iau dintele? Nu, mulțumesc, a zis Ellie. Vreau să-mi păstrez dințișorul. Zâna măseluță s-a mirat auzind-o. Ellie nu vroia să fie diferită de prietenii ei care încă aveau toți dinții. Zâna măseluță a înțeles și a invitat-o pe Ellie în ținutul zânelor. Au zburat peste dealuri și ape și nori, până într-o pădure fermecată unde stelele străluceau puternic. Ellie nu mai văzuse așa stele frumoase. Zâna măseluței a spus: primul dințișor al copiilor e luat de o zână și transformat în stea cu dorință. Dintele tău urma să fie prima mea stea cu dorință. Uite, lipsește de acolo. Ellie a privit spre cer și așa era. Printre stelele cele strălucitoare mai era un loc, îndeajuns de mare pentru o stea. Zâna măseluței a spus că zânele pot lua dintele doar dacă cel căruia i-a căzut vrea cu adevărat să îl dea. Seara următoare, Ellie se spăla cu periuța și a văzut locul gol dintre dinți și a amintit de locul gol dintre stele. Zânei măseluței trebuie dintele mai mult decât mie. A pus cu grijă dintele sub pernă și a așteptat. Și a așteptat până când nu și-a mai putut ține ochii deschiși. Când Ellie s-a trezit, era încă întuneric. Dințișorul nu mai era. Sigur îl luase zâna măseluță. Și într-adevăr, strălucind tare de tot și umplând golul dintre celelalte stele, era acum o nouă stea. Steaua cu dorință a lui Ellie.